Capitolul 11. Mita Dacă Cricer reușise să scape dintr-un lac plin de inferi, Harry era convins că prinderea lui Mandangas avea să îi ia cel mult câteva ore și toată dimineața se plimbă prin casă deosebit de încordat așteptându-l. Cu toate acestea, Cricer nu se întoarse în acea dimineață și nici măcar după amiază. La căderea nopții, Harry se simțea descurajat și neliniștit, iar cina, formată în cea mai mare parte din pâine mucegăită, asupra căreia Hermione încercase mai multe transfigurări nereușite, nu îl făcu să se simtă cu nimic mai bine. Cricer nu se întoarse în ziua următoare și nici în ziua de după aceea. Însă, doi bărbați îmbrăcați cu pelerine apăruseră în piața din fața numărului 12 și rămăseseră acolo și în timpul nopții, privind în direcția casei pe care nu o puteau vedea. Sigur sunt devoratori ai morții, spuse Ron, în timp ce el, Harry și Hermion se uitau pe ferestrele de la sufragerie. Credeți că știu că suntem aici? Nu cred, răspunse Hermion, cu toate că părea speriată. Altfel l-ar fi trimis pe plezneală după noi, nu? Crezi că a intrat și a legat limba blestemului Moody? Întrebă Ron. Da, răspunse Hermion. Altfel ar fi fost capabil să le spună cum să intre, nu-i așa? Dar probabil că așteaptă să vadă dacă nu apărem. Știu că Harry este proprietarul casei până la urmă. De unde? Începu Harry. Testamentele vrăjitorești sunt examinate de minister, ai uitat? Trebuie să știe că Sirius ți-a lăsat ție casa. Prezența devoratorilor morții agrava starea de neliniște din casa de la numărul 12. De la patronusul domnului Weasley încoace, nu mai primiseră nicio veste despre ce se întâmpla în afara casei cumplite și începea să se simtă o anumită tensiune agitat și iritabil, Ron adoptase obiceiul enervant de a se juca cu deluminatorul în buzunar, ceea ce o supăra foarte tare pe Hermion, care, în așteptarea lui Cricer, își petrecea timpul studiind poveștile bardului Beedle și nu îi plăcea absolut deloc modul în care se tot stingeau și se aprindeau luminile. Vrei să încetezi?" strigă ea în a treia seară după plecarea lui Cricer, când lumina a absorbită din nou din sufragerie. Scuze, scuze, spuse Ron, aprinzând de luminatorul pentru a reda lumina. O fac fără să-mi dau seama. N-ai putea să-ți găsești ceva mai folositor de făcut? Adică să citesc și eu povești pentru copii? Dumbledore mi-a lăsat cartea asta, Ron, și mie mi-a lăsat de luminatorul. Se presupune că ar trebui să-l folosesc. Harry nu mai suporta să-i audă ciondănindu-se și se strecură din cameră fără să fie observat de niciunul dintre ei coborâ spre bucătărie pe care o vizita foarte des, fiind convins că acolo erau cele mai multe șanse să apară Cricer. Însă, când ajunse la jumătatea scării, auzi pe cineva ciocănind la ușa de la intrare, apoi niște zgomote metalice și zângănitul lanțului. Fiecare nerv din corp păru să îi se încordeze, își scoase bagheta, intră în conul de umbră de lângă capetele de spiriduși și se puse pe așteptat. Se deschise ușa, zări întreagă piața luminată de felinare și o siluetă îmbrăcată cu pelerină se furișă în hol și închise ușa. Intrusul făcu un pas înainte și vocea lui Mudi întrebă, Severus plezneală? Apoi silueta din praf de la capătul holului se înălță și zbură direct spre el, cu mâna moartă ridicată. Nu eu te-am omorât, Albus," spuse o voce calmă. Blestemul se rupse. Silueta din praf explodă din nou și lui Harry îi fu imposibil să distingă prin norul cenușiu dens pe care îl lăsă în urmă cine era noul venit. Harry își îndreptă bagheta spre mijlocul norului. Nu te mișca!" Uitase de portretul doamnei Black, la auzul strigătului său, draperiile se dă la o parte și aceasta a început să urle. Sânge mult și gunoaie care mântinează casa, Ron și Hermion coborâ răscările în fugă în spatele lui Harry cu baghetele îndreptate ca și a lui spre necunoscutul care stătea acum pe hol cu mâinile ridicate. Nu trageți, sunt eu, Remus. Ah, slavă domnului, spuse Hermion încet, ațintindu-și imediat bagheta spre doamna Black. Draperiile se închiseră din nou cu o bufnitură și se lăsă tăcerea. Ron își coborâ și el bagheta, dar Harry o ținu în continuare ridicată. Arată-te, strigă el. Lupin făcu un pas spre lumină, cu mâinile ridicate în semn de predare. Mă numesc Remus John Lupin, sunt om lup, cunoscut uneori sub numele de Lunaticul, unul dintre cei patru inventatori ai hărții ștrengarilor, căsătorit cu infadora cunoscută de obicei sub numele de Tonks, și te-am învățat cum să creezi un patronus, Harry. Al tău are forma unui cerb. În ordine, spuse Harry coborând bagheta, dar trebuia să verific, nu-i așa? Da, în calitate de fost profesor al tău de apărare contra magiei negre, sunt de acord că trebuia să verifici. Ron, Hermion, nu ar trebui să lăsați garda jos atât de repede. Coborâre treptele în fugă spre el. Lupin era înfășurat într-o pelerină neagră, groasă de drum, părând la capătul puterilor, dar bucuros să-i vadă. Deci, nici urmă de Severus, nu întrebă el. Nu, spuse Harry. Ce se întâmplă? Toată lumea e bine? Da, spuse Lupin, dar suntem cu toții supravegheați. Sunt câțiva devoratori ai morții afară, în piață. Știm. A trebuit să apar exact pe treapta din fața ușii pentru a mă asigura că nu mă observă nimeni. Nu au cum să știe că sunteți aici, pentru că altfel sunt sigur că ar fi mai mulți oameni afară. Păzesc toate locurile care au legătură cu tine, Harry. Hai să coborâm. Am multe să vă spun și vreau să știu ce s-a întâmplat după ce ați plecat din vizuină. Se duseră în bucătărie unde Hermion își îndreptă bagheta spre șemineu. Focul se aprinse imediat, făcu pereții reci din piatră să pară mai primitori și lumina se reflectă pe masa lungă de lemn. Lupin scoase câteva beri zero din interiorul pelerinei sale și luară loc. Aș fi venit de acum trei zile, dar a trebuit să scap de devoratorul morții care mă urmărea," spuse Lupin. Deci ați venit direct aici după nuntă?" Nu," spuse Harry. Am venit aici abia după ce am dat peste doi devoratori ai morții într-o cafeneadă pe Tottenham Court Road." Lupin își vărsă aproape toată berea zero pe piept. Poftim?" îi explicară ce se întâmplase. Când terminară, Lupin părea îngrozit. Dar cum au putut să vă găsească atât de repede? Este imposibil să urmărești pe cineva care apare, în afara cazului în care te agăți de ei exact atunci când dispar." Și pare greu de crezut că s-au nimerit pur și simplu să se plimbe pe Tottenham Court Road. Chiar atunci, nu-i așa? Spuse Harry. Ne-am întrebat, zise Hermion nesigură, dacă nu s-ar putea ca Harry să mai aibă încă identificatorul asupra lui. E imposibil, spuse Lupin. Iar Ron păru plin de el, și Harry nespus de ușurat. Lăsând totul la o parte, ar ști sigur că Harry este aici dacă ar mai avea identificatorul asupra lui, nu-i așa? Dar nu înțeleg cum au putut să vă găsească pe Tottenham Court Road. Asta este îngrijorător, foarte îngrijorător, părea tulburat, dar din punctul de vedere al lui Harry, această întrebare putea să mai aștepte. Spune-ne ce s-a întâmplat după ce am plecat. Nu mai știm nimic de când ne-a spus tatălui Ron că familia este în siguranță. Păi ne-a salvat Kingsley, spuse Lupin. Datorită avertismentului lui, majoritatea invitațiilor de la nuntă au putut să dispară înainte să sosească ei erau devoratori ai morții sau oameni din minister, Intervenii Hermion. Și, și, dar acum s-au unit și au aceleași scopuri și convingeri, spuse Lupin. Erau vreo 12, dar nu știau că erai acolo Harry. Arthur a auzit un zvon cum că l-au torturat pe Scringer înainte de a-l omorâ, încercând să afle de la el unde erai. Dacă a fost așa, înseamnă că nu te-a dat pe mâna lor. Harry se uită la Ron și la Hermion. Expresiile de pe chipurile lor reflectau amestecurile de uimire și recunoștință pe care îl simțea și el. Nu prea îl simpatizase niciodată pe Scringer, dar dacă ce spunea Lupin era adevărat, ultimul lucru pe care îl făcuse omul acesta fusese să încerce să-l apere pe Harry. Devoratorii morții au percheziționat vizuina de sus până jos, continuă Lupin. Au găsit Vârcolacul, dar nu au vrut să se apropie prea mult de el, și apoi i-au interogat ore întregi pe aceia dintre noi care au mai rămas. Încercau să obțină informații despre tine, Harry, dar evident că nimeni nu știa că fusese și acolo, în afară de cei din Ordin. În același timp în care ei au întrerupt nunta, alți devoratori ai morții au năvălit în toate casele din țară care aveau vreo legătură cu Ordinul. Nu a murit nimeni, adăugă el repede anticipând întrebarea, dar au fost duri. Au ars casa lui Dedalus Digel din Temeli, dar el nu era acolo, după cum știți, și au folosit blestemul cruciatus asupra părinților lui Tonks, tot pentru a afla unde te-ai dus după ce ai plecat de la ei. Sunt bine, puțin tulburați, bineînțeles, dar în mare sunt bine devoratorii morții au trecut de vrăjile acelea protectoare? Întrebă Harry amintindu-și cât de eficiente fuseseră noaptea când se probușise în grădina părinților lui Tonks. Harry, ce trebuie să înțelegi tu este că acum devoratorii morții au de partea lor întreaga putere a ministerului, spuse Lupin. Își permit să facă vrăji violente fără să se teamă că ar putea fi identificați sau arestați. Au reușit să treacă de toate vrăjile defensive pe care le arunca aruncaserăm împotriva lor și odată ajunși dincolo de ele, nu au încercat să ascundă nicio clipă motivul pentru care veniseră și se mai obosesc să găsească o scuză pentru torturarea oamenilor ca să afle unde este Harry, întrebă Hermion pe un ton puțin iritat. Ei bine, ezită, spuse Lupin, apoi scoase un exemplar împăturit al profetului zilei. Uite, continuă el împingându-l peste masă spre Harry, oricum o să afli mai devreme sau mai târziu. Acesta este pretextul căutării tale. Harry netezi ziarul. Prima pagină era acoperită aproape în întregime de o fotografie uriașă cu chipul său, deasupra căreia a citit titlul, căutat pentru interogatoriu, în legătură cu moartea lui Albus Dumbledore. Ron și Hermion pufniră în furiați, dar Harry tăcu. Dădu ziarul la o parte, nu voia să mai citească, intuia ce scrie nimeni dintre cei care fuseseră în vârful turnului când murise Dumbledore nu știau cine îl omorâse de fapt. Și așa, cum Rita Skeeter spusese deja lumii vrăjitorești, Harry fusese văzut fugind de acolo la câteva clipe după ce căzuse Dumbledore. Îmi pare rău, Harry, spuse Lupin. Deci, devoratorii morții au pus stăpânire și pe profetul zilei? Întrebă Hermion mânioasă. Lupin în cuvință din cap. Dar oamenii trebuie să-și dea seama ce se întâmplă, nu-i așa? Lovitura a fost bine gândită și aproape fără să se facă vâlvă deloc, spuse Lupin. Versiunea oficială a morții lui Scringer este că așa a dat demisia, iar locul i-a fost luat de către Pius Thickness, care se află sub puterea blestemului Imperius. De ce nu s-a autodeclarat cap de mort Ministrul Magiei? întrebă Ron. Lupin rise. Nu are de ce să o facă Ron. În mod efectiv, el este ministru, dar de ce ar vrea să stea la un birou la minister? Marioneta lui, Thickness, are grijă de treburile de zi cu zi, lăsându-i cale liberă lui Cap de Mort să își extindă stăpânirea dincolo de minister. Firește, mulți au dedus ce s-a întâmplat. În ultimele câteva zile au avut loc schimbări radicale în politica ministerului, și mulți șușotesc că cel care trebuie să se afle în spatele lor este Cap de Mort. Totuși, asta este problema. Șușotesc pe la colțuri, nu îndrăznesc să aibă încredere unii în alții, neștiind cui să se destăinuie și cui nu. Le este teamă să vorbească răspicat, ca nu cumva bănuielile lor să se adeverească și să le fie puse în pericol familiile. Da, cap de mort e un jucător foarte abil. Dacă ar fi făcut totul public, ar fi generat o revoluție deschisă. Rămânând în umbră, a creat o stare de confuzie, nesiguranță și frică. Și schimbarea aceasta dramatică a politicii ministerului, spuse Harry, implică avertizarea lumii vrăjitorești în privința mea, dar nu și împotriva lui cap de mort? În mod sigur este vorba și de asta, spuse Lupin și este o mișcare genială. Acum că Dumbledore a murit, tu, băiatul care a supraviețuit, era un simbol garantat și un punct de reper pentru orice fel de rezistență împotriva lui cap de mort. Dar prin faptul că sugerează că ai avut un rol în moartea bătrânului erou, cap de mort nu numai că a pus un preț pe capul tău, dar a sădit îndoiala și teama în sufletele multora dintre cei care ți-ar fi luat apărarea. Între timp, ministerul a început să ia măsuri împotriva celor cu părinți încuiați. Lupin arătă spre profetul zilei. Uitați-vă la pagina 2. Hermion dădu paginile cu aceeași expresie dezgustată pe care o avusese când umblase cu secretele magiei celei mai întunecate. Evidența celor cu părinți încuiați, citia cu vocetare. Ministerul Magiei conduce o anchetă asupra așa zișilor vrăjitori cu părinți încuiați pentru a înțelege mai bine cum au ajuns să dețină secrete magice. Studiile recente făcute de Departamentul Misterelor dezvăluie că magia nu poate fi transmisă decât de la persoană la persoană când se reproduc vrăjitorii. Așadar, acolo unde nu există o descendență vrăjitorească, este probabil că așa zisul vrăjitor cu părinți încuiați să fie obținut puteri magice prin furt sau cu forța. Ministerul este hotărât să i îndepărteze pe acești uzurpatori ai puterii magice și în scopul acesta le-a lansat o invitație tuturor așa zișilor vrăjitori cu părinți încuiați de a se prezenta la un interviu condus de Comisia Evidenței Celor cu Părinți Încuiați, instituită de curând. Oamenii nu vor accepta să se întâmple așa ceva, spuse Ron, dar se întâmplă deja, Ron, spuse Lupin, cei cu părinți încuiați sunt adunați chiar în clipa asta. Dar cum ar fi putut să fure magia, spuse Ron. E o nebunie. Dacă ar putea fi furată, nu ar mai exista noni, nu-i așa? Știu, zise Lupin. Cu toate acestea, acum, dacă nu poți dovedi că ai măcar o rudă vrăjitorească apropiată, se consideră că ai obținut puterile magice în mod ilegal și trebuie să fii pedepsit pentru asta. Ron aruncă o privire spre Hermion și apoi spuse, dar dacă cei cu sânge pur și semipur jură că cineva cu părinții încuiați face parte din familia lor, o să le spun tuturor că Hermion este verișoara mea. Hermion puse mâna pe a lui Ron și îl strânse. Mulțumesc, Ron, dar nu aș putea să te las să... Nu se pune problema să ai de ales, spuse Ron cu fermitate, strângând-o și el de mână. O să te învăț arborele genealogic al familiei mele, ca să poți să răspunzi la orice întrebare. Hermion râse încetişor. Ron, nu cred că mai contează, având în vedere că suntem fugari împreună cu Harry Potter, cea mai căutată persoană din țară. Dacă m-aș fi întors la școală, ar fi fost altceva. Ce are de gând cap de mort în legătură cu Hogwarts? Îl întrebă ea pe Lupin. Înscrierea este acum obligatorie pentru toți tinerii vrăjitori și vrăjitoare, răspunse el. Au anunțat ieri. Este o schimbare pentru că, mai înainte, nu a mai fost niciodată obligatorie. Bineînțeles, aproape toți vrăjitorii și vrăjitoarele din Marea Britanie au fost educați la Hogwarts, dar părinții lor au avut dreptul de a-i educa acasă sau de a-i trimite la studii în străinătate dacă doreau. În felul acesta, cap de mort va avea sub ochi întreaga populație vrăjitorească de la o vârstă fragedă și este o metodă în plus de a îndepărta pe cei cu părinți încuiați, pentru că elevii trebuie să aibă statutul de sânge înainte de a li se permite să se înscrie, adică să fi dovedit ministerului că au o descendență vrăjitorească. Harry era scârbit și furios. În clipa aceea, copiii entuziasmați de 11 ani își examinau teancurile de manuale de vrăji tocmai cumpărate, fără să-și dea seama că nu aveau să ajungă niciodată la Hogwarts și poate chiar să își revadă familiile. Este, este, bolborosi el, chinuindu-se să găsească niște cuvinte care să poată reflecta groaza din mintea sa. Dar, Lupin spuse încet, știu, Lupin ezita. Harry, o să înțeleg dacă nu vei putea să confirme acest lucru, dar ordinul are impresia că Dumbledore ți-a lăsat o misiune. Așa este, răspunse Harry, iar Ron și Hermion știu și ei despre ea și vin cu mine. Poți să ai încredere în mine să-mi spui despre ce misiune este vorba? Harry privi chipul ridat prematur, încadrat de păr des, dar încărunțit și își dori să-i fi putut da un răspuns diferit. Nu pot, Remus, îmi pare rău, dacă nu ți-a spus Dumbledore, nu cred că o pot face nici eu. Bănuiam că o să spui asta, răspunse Lupin dezamăgit, dar aș putea totuși să fiu de folos. Știi ce sunt și de ce sunt în stare. Aș putea veni cu voi ca să vă apăr. Nu ar fi nevoie să-mi spuneți exact ce puneți la cale. Harry ezită, era o propunere foarte tentantă, deși nu își imagina cum ar fi fost posibil ca Lupin să nu afle de misiune dacă avea să fie tot timpul cu ei. Hermion însă părea nedumerită. Dar, cum rămâne cu Tonks? întrebă ea. Cei cu ea? spuse Lupin. Păi, spuse Hermion, încruntându-se, sunteți căsătoriți. Ea ce-ar zice dacă ai pleca împreună cu noi? Tonks va fi în deplină siguranță, spuse Lupin. Va locui cu părinții ei. În vocea lui Lupin era o notă ciudată, aproape glacială. Ideea ca Tongs să rămână ascunsă în casa părinților ei era oarecum stranie, până la urmă făcea parte din ordin și, după cum o știa, Harry mai mult ca sigur ar fi vrut să se afle în mijlocul acțiunii. Remus, spuse Hermion într-o doară, totul este în ordine, știi tu între tine și... Totul este bine, mulțumesc, eu întoarse Lupin ostentativ. Hermion roșii, Urmă încă o pauză, ciudată și apăsătoare, și apoi Lupin adăugă cu aerul cuiva care se chinuia să accepte ceva neplăcut. Tongs este însărcinată. Vai, ce frumos, schiță i Hermion! Grozav, spuse Ron entuziasmat. Felicitări, se auzi și Harry. Lupin zâmbi forțat, într-un fel care semăna mai mult cu o grimasă, și apoi spuse, deci, acceptați propunerea mea să fie patru în loc de trei? Nu cred că Dumbledore ar fi fost împotrivă. Să nu uităm că m-a numit profesorul vostru de apărare contra magiei negre și trebuie să vă spun că, din câte îmi dau seama, avem de-a face cu vrăji pe care mulți dintre noi nu le-am mai întâlnit și nu ne-am imaginat că ar exista. Ron și Hermion se uitară amândoi la Harry, doar. Doar ca să clarificăm lucrurile, spuse ei. Vrei să o lași pe Tongs acasă la părinții ei și tu să vii cu noi? Va fi îndeplină siguranță acolo. Vor avea grijă de ea, spuse Lupin. Vorbea cu o hotărâre soră cu indiferența. Harry, sunt sigur că James ar fi vrut să rămână alături de tine. Ei bine, spuse Harry rar, eu nu. Sincer să fiu, sunt destul de sigur că tata ar fi vrut să știe de ce nu rămâi alături de propriul tău copil. Lui Lupin îi pieri culoarea din obraj. Temperatura din bucătărie părut să scadă cu 10 grade. Ron se uită în jur prin cameră de parcă ar fi fost obligat să o memoreze, în timp ce privirea Hermionei se oprea când la Harry, când la Lupin. Nu înțelegi, spuse Lupin într-un sfârșit. Atunci explică-mi, îl contracară Harry. Lupin înghiți în sec. Am făcut o mare greșeală căsătorindu-mă cu Tonks. Am făcut-o contrar judecății mele și am regretat-o nespus încă din acel moment. Înțeleg, făcu Harry, așa că vrei să-i abandonezi pur și simplu pe ea și pe copil și să pleci cu noi? Lupin sări în picioare. Scaunul îi se răsturnă pe spate și se uită la ei atât de feroce, încât Harry zări pentru prima dată trăsăturile lupului acoperindu-le pe cele de om nu înțelegi ce i-am făcut soției mele și copilului meu nenăscut, nu ar fi trebuit să mă căsătoresc niciodată cu ea. A devenit paria din cauza mea. Lupin dădu la o parte cu piciorul scaunul pe care îl răsturnase. Nu m-ați văzut decât printre membrii ordinului sau sub protecția lui Dumbledore la Hogwarts. Nu știți ce părere are majoritatea lumii vrăjitorești despre ființele ca mine. Când află de situația mea, abia dacă mai pot să-mi vorbească, nu vă dați seama ce am făcut, până și familia ei este dezgustată de căsătoria noastră. Ce părinți și-ar dori ca singura lor fiică să se mărite cu un om lup? Și copilul, copilul, lupin se prinse cu mâinile de cap, smulgându-și smocuri de păr, părea complet răvășit. De obicei, cei ca mine nu au copii. Va fi la fel, sunt sigur. Cum aș putea să-mi iert când am riscat în mod conștient ca un copil nevinovat să moștenească ce am eu? Și dacă printr-un miracol nu va fi ca mine, atunci îi va fi de o mie de ori mai bine fără un tată de care să-i fie mereu rușine. Remus, șopti Hermion cu lacrimi în ochi, nu spune asta. Cum ar putea să-i fie rușine cu tine? A, păi nu știu, Hermion, spuse Harry, mie mi-ar cam fi rușine cu el. Harry nu știa de unde îi venea furia pe care o simțea, dar îl făcuse și pe el să se ridice în picioare. Lupin arăta de parcă Harry tocmai l-ar fi lovit. Dacă noul regim crede că cei cu părinți înguiați sunt răi, spuse Harry, oare cei vor face unuia pe jumătate om lup, al cărui tată mai este și în ordin? Tatăl meu a murit încercând să ne apere pe mine și pe mama și tu crezi că ți-ar spune să îți abandonezi copilul și să pleci cu noi în căutarea aventurii? Cum îndrăznești, spuse Liupin, nu este vorba de sete de pericole sau glorie personală. Cum îndrăznești să sugerezi așa o... Cred că te simți cam ca un erou, continuă Harry, vrei să iei locul lăsat liber de Sirius. Harry nu, îl rugă Hermion, dar Harry se uită în continuare la chipul palid al lui Lupin. N-aș fi crezut-o în viața mea, spuse Harry, cel care m-a învățat să mă lupt cu dementorii, să fie un laș. Lupin își scoase bagheta atât de repede încât Harry abia dacă apucă să ducă mâna spre a lui. Se auzi o bufnitură puternică și simți cum zbura în spate de parcă ar fi primit un pumn. În momentul în care se lovi de perete și alunecă pe podea, zări marginea pelerinei lui Lupin dispărând pe ușă. Remus, Remus, vină înapoi, strigă Hermion, dar Lupin nu răspunse. O clipă mai târziu, auziră ușa de la intrare trântindu-se. Harry, se văită Hermion, cum ai putut? N-a fost greu," spuse Harry. A meritat-o," răspunse Harry. Avea mintea plină de tot felul de imagini. Sirius căzând prin văl, Dumbledore suspendat, frânt în aer. O străfulgerare verde și vocea mamei sale cerând milă. Părinții," spuse Harry, nu ar trebui să-și lase în urmă copiii decât, decât dacă nu au de ales." Harry, spuse Hermion întinzând o mână în semn de consolare, dar Harry o dădu la o parte și se îndepărtă cu ochii ațintiți asupra focului pe care îl crease Hermion. Cândva vorbise cu Lupin din șemineul acela, căutând răspunsuri despre James, și Lupin îl încurajase. Chipul chinuit și palid al lui Lupin părea să plutească acum în fața lui. Simți un val copleșitor de regret. Nici Ron și nici Hermion nu spuseră nimic, dar Harry era sigur că se uitau unul la altul pe la spatele lui, vorbindu-și în șoaptă. Se întoarse și îi surprinse mutându-și imediat capetele în altă direcție. Știu că nu ar fi trebuit să-l fac laș. O, oh, nu, nu ar fi trebuit, întări Ron numai decât. Dar se comportă ca și când ar fi. Chiar și așa, spuse Hermion. Știu, recunoscu Harry, dar dacă asta îl va face să se întoarcă la Tonks, înseamnă că a meritat, nu? Nu putea să își reprime tonul rugător al vocii. Hermion părea înțelegătoare, dar Ron nehotărât. Harry își coborâ privirea gândindu-se la tatăl său. Oare James l-ar fi susținut pe Harry în legătură cu ce îi spusese lui Lupin? Sau ar fi fost supărat pentru modul în care fiul său se purtase cu vechiul lui prieten? Bucătăria, cufundată în liniște, părea să reverbereze de pe urma șocului acelei scene și a reproșurilor nerostite ale lui Ron și Hermion. Profetul zilei pe care îl adusese Lupin era încă pe masă, iar de pe prima pagină chipul lui Harry se uita înspre tavan. El făcu un pas spre ziar și se așeză, îl deschise la nimereală și se prefăcu a citi. Nu putea să asimileze cuvintele. Mintea îi era încă prea plină de ce discutase cu Lupin. Era sigur că Ron și Hermion își reluaseră mica discuție de partea cealaltă a profetului. Dădu o pagină zgomotos și atenția îi fu atrasă de numele lui Dumbledore. Trecură câteva clipe înainte să-și dea seama ce reprezenta fotografia în care era înfățișată o familie. Sub fotografie scria, familia Dumbledore de la stânga la dreapta, Albus, Percival, ținând-o în brațe pe Ariana, nou născută, Kendra și Apeforth. Interesat, Harry cercetă poza cu mai mare atenție. Tatălui Dumbledore, Percival, era un bărbat chipeș, ai cărui ochi păreau să scânteieze chiar și în poza aceea veche și ștearsă. Bebelușul, Ariana, era puțin mai mare decât o pâine și la fel de nedeslușită mama, Kendra, avea părul negru ca tăciunele strâns sus în coc. Chipul ei amintea puțin de trăsăturile unei sculpturi. În timp ce studia ochii negri, pomeții înalți și nasul drept, o rânduiți perfect deasupra rochiei de mătase pe gât pe care o purta, lui Harry îi veniră în minte fotografiile de amerindieni. Albus și Apeford purtau jachete asortate cu gulere din dantelă și aveau părul de aceeași lungime, până la umăr. Albus părea să fie cu câțiva ani mai mare, dar în afară de aceasta, cei doi băieți se mânau foarte bine pentru că poza fusese făcută înainte ca Albus să își fi spart nasul și înainte să fie început să poarte ochelari. Familia părea destul de fericită și normală, așa cum zâmbea senin din ziar. Brațul micuței Ariana ieșea ușor din șalul în care era înfășurată. Harry se uită deasupra fotografiei și citi titlul. Fragment exclusiv din biografia lui Albus Dumbledore de Rita Skeeter. Gândindu-se că nu avea cum să-l facă să se simtă mai rău decât se simțea acum, Harry începu să citească. Mândră și îngânfată, Kendra Dumbledore nu a putut suporta să rămână în Mold on the World după scandalul arestării și închiderii soțului ei în Ascaban. Drept urmare, a decis să își mute familia în peștera lui Godric, satul care avea să devină celebru mai târziu drept locul unde Harry Potter a reușit să scape miraculos de știm noi cine. La fel ca și în Mulde on the World, în peștera lui Godric locuiau multe familii vrăjitorești. Dar, dat fiind că nu cunoștea pe nimeni, avea să evite curiozitatea celor din satul unde locuiseră înainte în privința crimelor soțului ei. Refuzând în mod repetat încercările prietenoase ale noilor vecini magici, se asigură cât de curând că ea și familia ei aveau să fie lăsați în pace. Mi-a trântit ușa în față când m-am dus să-i urez bun venit și să-i ofer niște prăjituri de casă, povestește Bathilda Bagshot. În primul an, când au venit, nu i-am văzut decât pe cei doi băieți. Nici nu aș fi știut că avea și o fiică dacă nu aș fi cules plangentine la lumina lunii, în iarna după ce s-au mutat, și n-aș fi văzut-o pe Kendra în timp ce o scotea pe Ariana în grădina din spate. A plimbat-o odată pe peluză, ținând-o strâns, și apoi a dus-o înapoi în casă. N-am știut ce să cred. Se pare că ea s-a gândit că mutarea în Peștera lui Godric era ocazia perfectă pentru a o ascunde pe Ariana, odată pentru totdeauna, ceva ce plănuise probabil de ani întregi. Sincronizarea era importantă. Ariana abia dacă împlinise șapte ani când a dispărut, complet, și șapte este vârsta la care majoritatea experților consideră că trebuie să se fi manifestat talentul magic, în cazul în care așa ceva există. Nimeni dintre cei care mai sunt încă în viață nu își amintește ca Ariana să fi dat vreodată dovadă de cea mai mică aptitudine magică. Așadar, pare evident că astfel Kendra a decis să ascundă existența fiicei ei mai degrabă decât să suporte rușinea de a fi dat naștere unei non. Mutându-se departe de prietenii și vecinii care o cunoscuseră pe Ariana, a facilitat, bineînțeles, închiderea acesteia. Puținii oameni care au știut din acel moment de existența ei nu aveau să divulge în mod sigur secretul. Printre aceștia fiind și cei doi frați ai ei care evitau întrebările ciudate, răspunzând așa cum îi învățase mama lor: Sora mea are sănătatea prea șubredă pentru a merge la școală. Săptămâna viitoare, Albus Dumbledore la Hogwarts, premiile și înșelăciunile. Harry chiar se înșelase, ce citise îl făcuse să se simtă mai rău decât înainte. Se uită din nou la fotografia familiei aparent fericite. Oare era adevărat? Cum ar fi putut să afle? Voia să se ducă la peștera lui Godric, chiar dacă Bathilda nu era în stare să-i vorbească. Voia să viziteze locul unde el și Dumbledore pierduseră amândoi oameni dragi. Era pe cale să lase jos ziarul pentru a le cere părerea lui Ron și Hermion, când o pocnitură asurzitoare răsună în toată bucătăria. Pentru prima dată, în ultimele trei zile, Harry uitase complet de cricer. Primul lucru care-i trecu prin minte fu că Lupin dăduse din nou buzna în cameră și pentru o fracțiune de secundă nu lua în seamă grămada de membre care se zbăteau, apărută ca din senin lângă scaunul lui se ridică repede în picioare în vreme ce Creecher se descălci de unul singur, făcu o plecăciune adâncă în fața lui Harry și spuse răgușit, stăpâne. Creecher s-a întors cu tâlharul Mandangas Fletcher. Mandangas se culese de pe jos și își scoase bagheta, însă Hermion fu mult mai rapidă decât el. Expelliarmus Bagheta lui Mandangas îi zbură din mână și Hermion o prinse. Cu o privire sălbatică, Mandangas dădu să fugă pe scări. Ron îl placă și Mandangas se prăbuși pe podeaua de piatră cu o bufnitură seacă. Ce e?" răcni el, zvârcolindu-se și încercând să se elibereze din strânsoarea lui Ron. Ce-am făcut? Ați azmuțit un afurisit de spiriduși pe mine? Ce-am făcut? Dăm drumul, dăm drumul sau..." Nu prea ești în poziția de a profera amenințări, spuse Harry. Aruncă de o parte ziarul, traversă bucătăria din câțiva pași și căzu în genunchi lângă Mandangas, care încetă să se mai zvârcolească, părând în schimb îngrozit. Ron se ridică gâfâind și îl privi pe Harry cum își îndrepta bagheta direct spre nasul lui Mandangas. Acesta duhnea a transpirație stătută și a fum de țigară. Avea părul murdar și roba pătată. Stăpâne, Cricer își cere scuze că a adus hoțul cu întârziere, spuse spiridușul. Fletcher știe cum să nu se lase prins, are multe ascunzători și complici. Cu toate acestea, Cricer a reușit să îl încolțească până la urmă. Te-ai descurcat foarte bine, Cricer, spuse Harry și spiridușul făcu iarăși o plecăciune adâncă. Bun, îți voi pune niște întrebări, îi spuse Harry lui Mandangăs care strigă imediat. Am intrat în panică, da? N-am vrut niciodată să vin fără supărare amice, dar eu nu m-am oferit niciodată voluntar să mor pentru tine. Și nenorocitul de știm noi cine a venit direct spre mine și oricine altcineva și-ar fi luat tălpășița. De la început am zis că nu voiam să vin. Pentru informația ta să știi că nimeni altcineva dintre noi nu a mai dispărut, spuse Hermion. Ei, bravo, bine că sunteți voi toți eroi, dar eu n-am pretins nicio clipă că aș fi vrut să mă sinucid. Nu ne interesează de ce l-ai lăsat baltă pe ochi nebun, spuse Harry, apropiindu-și bagheta de ochii injectați cu ploaie căzute ai lui Mandangas. Știam deja că erai un laș de doi bani. Păi atunci, de ce în naiba sunt vânat de spiriduși de casă? Sau iar e vorba de pocalele alea? Nu mai am niciunul, ca altfel ți le-aș fi dat. Nu este vorba nici despre pocale, deși te apropii, spuse Harry. Tași din gură și ascultă. Era minunat să aibă ceva de făcut, cineva de la care să pretindă măcar o fărâmă de adevăr. Bagheta lui Harry era acum atât de aproape de nasul lui Mandangas, încât acesta se uita cruciș încercând să nu piardă din ochi. Când ai furat din casa asta absolut tot ce era de valoare, începu Harry, dar Mandangas îl întrerupse din nou. Lui Sirius nu i-a apăsat niciodată de toate gunoaiele alea. Se auziră pași repezi, o străfulgerare de cupru strălucitor, o bufnitură și un strigăt de durere. Cricer sărise asupra lui Mandangas și îl lovise cu o tigaie în cap. Dă-l jos, dă-l jos de pe mine, bagă-l în cușcă, strigă Mandangas ghemuindu-se, în timp ce Cricer ridica din nou tigaia cea grea. Cricer nu strigă Harry. Brațele subțire ale lui Cricer tremurau din cauza greutății tigăi pe care o ținea în continuare deasupra capului. Poate încă o dată, stăpâne Harry, ca să fie cu noroc. Ron râse. Avem nevoie de el conștient, Creecher, dar dacă va fi nevoie de convingere, tu vei face onorurile, zise Harry. Mulțumesc frumos, stăpâne, spuse Creecher, făcând o plecăciune și dându-se înapoi puțin, fără a-și deslipi ochii mari și spălăciți de pe mandangas, pe care îl privea cu ură. Când ai luat din casă toate obiectele de valoare pe care ai reușit să pui mâna, începu Harry pentru a doua oară, ai dat și niște lucruri din piorul din bucătărie. Printre ele era și un medalion. Lui Harry îi se uscă dintr-o dată gura. Simțea că și Ron și Hermion erau încordați și emoționați. Ce ai făcut cu el? De ce? întrebă Mandangas. E valoros? Încă îl mai ai, strigă Hermion. Banul nu-l mai are, spuse Ron cu viclenie. Se întreabă doar dacă ar fi trebuit să ceară mai mulți bani pe el. Mai mulți? Făcu Mandangas. Păi, n-ar fi fost deloc greu să fi luat mai mult. L-am dat pe degeaba, firar să fie, nu? N-am avut de ales. Cum adică? Vindeam lucruri pe Alea Daigan și vine una la mine și mă întreabă dacă am autorizație să vând obiecte magice băgăcioasa naibii. Voia să-mi dea amendă, dar i-a plăcut medalionul și mi-a zis că-l ia și să mă consider norocos că nu mai dă amendă de data asta. Cine era femeia aceea? întrebă Harry. Nu știu, o cotoranță de la minister. Mandangas se gândi o clipă și fruntea îi se încreți. Scundă cu o fundă pe cap. Se încruntă și apoi adăugă. Arăta ca o broască râioasă, lui Harry îi scăpă din mână bagheta. Ea îl lovi pe mandangă peste nas și aruncă scântei roșii spre sprâncene care îi luară foc. Aquamenti strigă Hermion și un jet de apă țâșni din bagheta ei stropindu și aproape înnecându-l pe Mandangas. Harry se uită în sus și își văzu propriul șoc reflectat în ochii lui Ron și ai Hermionei. Cicatricele de pe podul palmei drepte păreau să lusture din nou.